De ce sunt chiar din nou în emisie? Am să fac ceva reportaj despre profesoara Dana Constantinescu. Deci, cum v-am spus, încerc să-mi amintesc așa situația de când eram în fieșe. Și vă spun că am fost acolo, în Iași, deci eram, deci, nu știu cum trebuie să vă duceți acolo, pe Copo. Am văzut un om cu părul negru, un fel de profil spaniol, cum s-ar spune, cu o femeie așa puțin mai roșcovan, așa, dar foarte puțin, un fel de franțuzoaică. Și bineînțeles, spuneau că sunt certați cu fata, fata era foarte nervoasă, nu-i dădea examenul de stat sau definitivatul, a avut 9.50 și am mai fost acolo, am văzut că înregistra ceva pe internet. După asta a fost ea pe aici și că dumneavoastră ați mai ști să înregistrați pe internet, să puneți sau poate cunoașteți pe cineva, că nu o servea nimeni, fii atent. Și am văzut o situație extraordinar de negativă, de fapt am văzut-o bătută, să spunem, de vreo 2-3 ori, deci cu fractură de piramidă nazală, foarte puternică și tot obrazul, să spunem, sfârmat. Ne-am dat seama că e ceva foarte grav acolo, de o gravitate extraordinară. Și m-am interesat așa, foarte greu este să fii copil și acolo, deci o crimă din asta sinistră, evrei spun de tip iezuit. Bine, o făceau turnătoare, informatoare, curvă, în toate felurile, nu era așa, deci pur și simplu este un tip de crimă care spune un spaniol cu o franțuzoaică omoară o englezoaică sau un spaniol cu un francez omoară un englez. Deci, practic, crima e și de platină, că familia aia acolo în blocul ăla tot a făcut blocul. Blocul s-a făcut de vreo 2-3 ori, că n-aveau ce să facă cu atâta platină. Lucruri înfiorătoare, deci eu am văzut-o așa sfârmat complet, cu asta nu știu unde a fost, la Paris, își fac nasul din nou. Și nu era nici securitatea, nici bine, era sectoriștii de aici implicați, dar nu pe linii politică, ci pe linii din asta cu părinții. Au avut și activitate foarte bună științifică, deci au compus baladele astea, o Magdalene în Clementine, o Susana și Red River Valley. O mai compus Yankee Doodle, dacă stai și vezi bine, marșul ăsta nu arată un marș făcut de un bărbat, ci de o femeie, deci are note foarte înalte. Și au făcut și mai multe tipuri de instrumente din lemn. Deci asta era, să spunem, la nivelul anului 1940, fază 1, fază 2, deci când s-a născut ea atunci. Și bineînțeles că presau cu omoară hitleriște, nu omorau deloc, deci crimă din asta sinistră, de platină, combinată cu tipul ăsta de crimă, un spaniol și un francez omoară un englez. După, deci, 1980, când aici s-a mai relaxat, climatul ia pleacă. Pleacă, bine, o făceau toți în toate felurile. Pleacă în Anglia, emigrează și acolo, bineînțeles, nu se realizează. Nu avea cum să se realizeze dacă nu-i dat niciun ban. Moare cam pe la vreo 57 de ani. Prin 1997 era moartă
Și iau pământul de aici, că nu avea mult, avea vreo câteva hectare. Și nu se știe ce a mai făcut, se spune că a făcut și ea niște explozivi de astea îmbogățiți cu electricitate.